Și al Sfântului Duh. Dragii mei, Evanghelia de astăzi, pe care o citim în cadrul liturghiei, este, dacă vreți să-i spunem așa, puțin mai specială decât celelalte, pentru că are ca subiect vindecarea unui om demonizat. Acest domeniu al demonilor, al spiritelor, cum se spune mai modern, al ființelor duhovnicești, este pentru lumea noastră modernă pe cât de străină, pe cât de fascinantă și atrăgătoare, dar ca și pentru acești ghergeseni sau gardareni, rămâne un obiect pe care noi nu prea îl pătrundem, în special civilizația noastră, ca întreg. Îl tratează de la distanță, așa cum și cei care locuiau în cetăți îl vedeau pe demonizat, știau că este demonizat, înțelegeau atâta lucru, nu își dădeau seama cum ar putea fi vindecat, nu-și dădeau seama ce se întâmplă în sufletul lui, nu puteau să înțeleagă cât de mult suferă, nu-și dădeau seama ce este în lumea din sufletul său, pentru că fiecare suflet este o lume întreagă, un univers întreg, plin de suferințe, de gânduri, de tot ceea ce năzuiește omul. Nu puteau să pătrundă, îi fascina pe de-o parte, pentru că întotdeauna au exercitat fascinație, demonii asta au încercat, de fapt, să atragă fascinația și apoi vlavia și închinăciunea oamenilor. Dar oamenii nu pătrundeau mai mult decât atât. La fel și astăzi ați văzut, sunt atâtea jocuri la marginea vizibilului, se numesc jocuri medium, pe care le fac copii, tineri, adulți, bătrâni, ispitind și jucându-se cu aceste spirite. Vă dau un singur exemplu. Nu e bine să fim prea curioși în domeniul ăsta, dar vă dau un exemplu ca să înțelegeți la ce mă refer. Există un joc despre care am citit pe internet, care a fost practicat și sunt sigur că se practică. Să pui o suprafață plată, să scrii, să faci așa o cruce, să scrii da, de fapt, o linie, o axă, da și nu, și apoi să învârți un creion și să pui o întrebare. Așa, în vânt. Și să aștepți răspunsul prin indicația vârfului, ca un fel de busolă. E bine să știți că s-au întâmplat cazuri, bine, internetul și exagerează, dar acesta este un joc la marginea dintre ceea ce este și ceea ce nu este periculos, să se ridice acea suprafață plată, caiet sau ce era, carton, să se ridice sau să se miște singur creionul, pentru că diavolii fac aceste lucruri cu mediumii sau cu cei care îi cheamă. La fel, să știți că este și ghicit în cărți, în cafea, în bobi și în alte feluri de ghicit. Și acest exemplu pe care vi l-am dat, tot un exemplu de ghicit este, în care omul încearcă sub diferite forme jocuri, până la urmă destul de puierile, au să ghicește în bobi cât de puieril este. Să știți că oamenii pot să-i ispitească și sunt fascinați pentru că au anumite, li se pare că pe de-o parte au anumite senzații de putere, ca cei care dau în cărți, ca cei care ghicesc în cărți, li se pare că pot să înțeleagă, să știe, sau care explică zodiacele, zodiile, se pare că înțeleg, că pot pătrunde în sufletele oamenilor acolo, unde majoritatea, nici noi înșine, de multe ori nu știm ce se întâmplă în sufletul nostru, îți dă un sentiment de putere, că pătrunzi, că poți pătrunde acolo în întuneric. Dar să știți că pe aceste drumuri diavolul conduce mințile celor care pătrund acolo și
reușesc să fac asta. Există două feluri de astfel de ghicitori. Cei care mănâncă o pâine din asta, adică cei care o fac și doar păcălesc cu oamenii, și m-aș bucura să fie toți așa, dar mai este o categorie, cei care într-adevăr sunt medium, că asta înseamnă medium, de fapt, ești mediu pentru un alt suflet, ești mediu pentru o altă ființă. Adică prin tine vorbește o altă ființă, diavolul. Și atunci poți, deși ești un om absolut banal și normal, să ghicești și să vezi anumite lucruri din viețile celorlalți oameni. Cum îi cheamă, ce au făcut sau într-un viitor mai puțin sau mai mult apropiat. Deci pe acești oameni îi fascinau demonizatul, reprezentau o fascinație, dar mai mult decât să lege și vedeți, l-au legat de mai multe ori, n-au putut să facă. Pentru că era un pericol. Așa cum ziceam, acest domeniu este fascinant, într-un sens destul de bolnav și face Evanghelia de astăzi puțin specială, pentru că e foarte dificil să ne aventurăm, să ne avântăm și să vorbim despre aceste lucruri, deși cu toții le încercăm într-o anumită măsură. An de an auzim această Evanghelie, ca toate Evangheliile are ceva care o face să pară simplu, dar nu este deloc simplu de înțeles. Nu este deloc simplu de înțeles această luptă sufletească. Dacă privești decât cu ochii trupului, păi atunci e simplu. Era un om bolnav, ceva ciudat s-a întâmplat cu el, înțelege mai mult sau mai puțin ce, niște ființe, niște spirite l-au locuit. A trecut Mântuitorul Hristos din fericire pe acolo, l-a vindecat, au intrat în porci, i-au aruncat pe porci în mare, oamenii s-au supărat că au rămas în pagubă, ceea ce pe undeva e destul de normal și firesc omului străin de Dumnezeu. Și cam asta a fost toată Evanghelia, dar dacă stăm să ne gândim ce s-a întâmplat în sufletul omului și faptul că nimeni n-a putut să-l vindece și că eu sau dumneavoastră, dacă am încercat să-l vindecăm, n-am avea atâta curăție ca să-l vindecăm cu puterea rugăciunii noastre pe acest om. Mai Mântuitorul Hristos l-a vindecat, mai puterea lui Hristos vindecă. Și ce s-a întâmplat în sufletul său, vedeți, spune și ne dă acest detaliu. La sfârșitul Evangheliei, cu omul era întreg la minte. Era sănătos și întreg la minte. Se spune despre unii oameni când sunt nervoși sau au anumite patimi și își dau frâu liber patimilor că s-au întunecat la minte. Sau parcă s-a pus o ceață pe mintea mea sau alte expresii dintre acestea care arată că mintea omului poate fi orbită. Poate fi condusă de o altă putere chiar. Cum s-a întâmplat în cazul acestui om. Și mintea se vindecă doar prin puterea lui Hristos. De ce? Pentru că boala minții sunt patimile. Și a trupului. Dar vorbim acum despre minte, despre suflet. Iar patimile din suflet nu le scoatem cu medicamentele. Patimile nu ies cu medicamentele. Patimile sunt ceva care țin de domeniul sufletesc, de domeniul duhovnicesc. Iar medicamentele de la psihiatrie, care se administrează pentru anumite boli, Alzheimer sau, nu știu, schizofrenie, să luăm un alt exemplu, nu vindecă sufletul, ci simptomele bolii le ameliorează. Dar nu vindecă. Puterea lui Hristos face întreg. Ceea ce este stricat face întreg. De fapt, de asta a venit Hristos, să facă întreg. Ce să facă întreg? Pe om, lumea. Asta lipsea lumii. Puterea lui Hristos. De asta spunem că Dumnezeu este peste tot. Dumnezeu le ține pe toate. Pentru că numai Dumnezeu le poate face din nimic, le poate întreține și atunci când sunt stricate prin păcat, prin lipsa binelui, numai Dumnezeu le poate întregi. Pentru că numai El este Cel ce este. El este ființă. El este... În El este toată existența. El poate să facă plin și de plin. Ei bine, El îl face de plin pe acest om, îl vindecă mai întâi, gonește pe diavol,
Și apoi mintea sa rănită o vindecă și omul rămâne întreg la minte. Rămâne întreg la minte și omul întreg la minte, vedeți, își dorește să rămână cu Mântuitorul Hristos. Este un amănunt extraordinar de interesant și de important din această Evanghelie, că acest om întreg la minte, după aceea voia cu din adinsul să rămână cu Mântuitorul Hristos și nu vrea să mai despartă de El. Vedeți, suntem puși de multe ori în situația acestor gadareni sau gergeseni. Erau două cetăți foarte apropiate și de multe ori se folosește numele unora pentru întreg. Gergeseni sau gadareni. Nu contează care cum erau. Cum? Adică ne găsim în pagubă și supărați că Dumnezeu nu ne-a protejat, dăm vina pe Dumnezeu și cumva să fim așa într-o stare de aversiune față de Dumnezeu. Un pic dezamăgiți pe undeva. Uităm de multe ori că pentru noi creștinismul este calea pe care a marcat-o Hristos. Care? Calea crucii. Mântuitorul Hristos n-a fugit și nu s-a supărat și nu s-a întors împotriva lui Dumnezeu, pentru că a trebuit să treacă prin patimile prin care a trecut. Să pătimească. La fel și ucenicii. În Evanghelia pe care am citit-o la utrenie, mi se spune că erau închiși în casă, cu ușile zăvorâte. De ce? De frica iudeilor. De ce? Îi băteau. Încet, încet, bătaia s-a transformat în mucenicie. I-au martirizat. I-au omorât, i-au omorau, i-au persecutau. Și nu s-au gândit să se lepede. În acele momente de greutate, acum dacă stăm să ne gândim în amănunt, cum de-au trecut acești oameni prin greutăți, fără să-și pună problema, dar oare Dumnezeu de ce nu mă ajută? De fapt, ei aceste greutăți le luau din mâna lui Dumnezeu, tocmai ca fiind sarea vieții lor, ca făcând specială viața lor. Aceste întâmplări făceau să-i pună în valoare pe ei, pe oameni, și să le înfrunte. De fapt, nu erau momente de poticneală, ci erau momente în care simțeau că trebuie să reziste. Adică ei cumva, noi cumva, când trecem prin pagubi sau prin încercări și ne gândim, oare Dumnezeu nu e lângă mine, oare Dumnezeu de ce mă lasă, oare Dumnezeu de ce face asta și nu mă ascultă? Mergem caracul, mergem înapoi, noi nu mergem mersul firesc. Deși sufletul ne îndeamnă într-un mod pătimaș să cerem această justificare a lui Dumnezeu. Dar să nu uităm că viața de aici este viața trasată de Mântuitorul Hristos pentru cei care își aleg asta și se numesc creștini. Calea înfruntării dificultăților în numele lui Dumnezeu, în numele lui Hristos. Ei bine, acești oameni ne uimesc, acești gadareni, acești gergeseni ne uimesc, că nu-L primesc pe Mântuitorul Hristos. Ei spun, du-te, pleacă de la noi. Nu în această manieră, pentru că le era teamă de El, ci într-un mod politicos, și această lume în care noi trăim de astăzi cunoaște foarte bine politichia și politețea, cu toate că îți spune și te poftește să ieși afară din încăpere. Și L-au refuzat pe Hristos, deși au văzut această minune. Pe ce să ne axăm noi? Pe ce i s-a întâmplat demonizatului sau ce i s-a întâmplat, ceea ce li s-a întâmplat gergesenilor? Eu aș înclina ca noi să luăm mai mult aminte la ce i s-a întâmplat demonizatului. Să nu uităm nici pe gergeseni, că suntem puși de multe ori în situația lor. Dar să știți că demonizatului i se întâmpla ce li se întâmpla gergesenilor într-un mod mult mai evident. Ce? Era locuit de diavol. Și ei erau locuiți de diavol. Dar nu așa ca el. Într-o altă manieră. Așa cum și nouă ni se întâmplă să fim locuiți de diavol, prin patimile pe care le avem și le purtăm în sufletul nostru și le mângâiem și le iubim și le ținem și le creștem la sânul nostru, la căldurică. De multe ori, nici măcar nu recunoaștem că respectivele ieșiri și gânduri sunt patimi sau pătimașe. Și le dăm frâu și le justificăm și le cultivăm și vedem rezultatele, dar nu vrem să recunoaștem sau să facem legătura între rezultate și acele lucruri din noi. Ei bine, să știți că ce îi se întâmplă demonizatului este ceva comun tuturor oamenilor. Ce? Faptul că diavolul dă târcoale omului. Pentru noi,
ar echivala acest lucru cu lupta duhovnicească, lupta sufletească. Acest domeniu, despre acest domeniu am vorbit și data trecută la Evanghelia cealaltă, când am vorbit despre pilda semănătorului și când vă spuneam că toate acele patru aspecte ale pământului, acele feluri de a fi ale pământului, pietros, primitor, superficial sau bătătorit, se pot întâmpla să fie prezente în sufletul acelui așa. Despre acest lucru este vorba așa cum. Despre sufletul omului și despre lupta cu diavolul, care încearcă să pervertească sufletul omului, dar nu așa cum o vedem la televizor. Ați văzut poate multe filme cu Armagedon, cu sfârșitul lumii, de manieră religioasă, în care armate de îngeri buni stau înfipți în suliți sau mitraliați sau uciși de armatele răului, care fac progrese. Nu, lupta duhovnicească nu e cu săbii. Lupta duhovnicească nu e cu gloanțe. Lupta duhovnicească nu e de această manieră copilăresc agresivă, să zicem așa. Nu e așa lupta duhovnicească. Lupta duhovnicească este perfidă. Lupta duhovnicească nu este evidentă. Lupta duhovnicească este de durată. E ca un război de gherilă cu un dușman pe care nu-l vrei, nu-l vezi, tot ascunde. De multe ori te întrebi, oare mai e acolo? Oare nu cumva sunt nebun? Nu sunt ultimul care se luptă? N-ar trebui cumva să ies din ascunzătoare? Și când ieși și scoți capul, vezi că de fapt nu. Ești deloc în stare de pace, nu ești deloc în stare de liniște și că diavolul te tot caută să se lupte cu tine. Acest război duhovnicesc, dragii mei, ține de durata întregii vieți. De multe ori, într-un mod copilăros, ne imaginăm că acum ne luptăm cu diavolul, că acum avem o greutate. Și după ce trece greutatea, după aceea suntem mai siguri pe picioarele noastre. Nu. Nici pe departe. Toată viața ne luptăm cu diavolul. Și vă dau un exemplu pe care l-am citit în Pateric și se potrivește nouă. Pentru că nu toate lucrurile din Pateric ne se potrivesc. Patericul este o carte despre apofnecmele părinților care erau călugări majoritatea de acolo. 99%. Dar aceasta ne se potrivește și nouă. Se spune că erau în Sihastru, bătrân, deja îmbătrânise în Sihăstrie, și tuturor oamenilor care veneau la el să-i ceară sfat, le spunea, păi ce, voi nu vă luptați cu diavolul? Blestemați-l și scuipați-l. Și o să vedeți ajutorul lui Dumnezeu. Și oamenii spuneau, cum, părinte, că noi nu putem, noi nu avem viața ta? Oamenii se eschivau, unii dintre ei. Și ce, că diavolul este slab în fața lui Dumnezeu? Și așa este, adevărat, nu spunea greșit, dar vedeți, exact ca atunci când folosești o manevră bună la momentul greșit, la mașină ce se poate întâmpla? Poți face accident sau se strică mașina. Deși tu schimbi bine viteza, dar o schimbi când nu trebuie. Spune, bagi într-a doua, dar tu ai viteză 220 la oră. Vă dați seama ce se întâmplă. Adică tu, mecanic, faci bine schimbarea, dar nu la momentul potrivit. Așa și acest Sihastru, care nu avea experiență duhovnicească, îi învăța pe oameni un lucru bun, că Dumnezeu este tot puternic, dar nu așa ar fi trebuit să reacționeze, intre în dialog cu diavolul. Până când, la un moment dat, vine la el cineva și îi aduce o veste, părinții tăi, el era deja bătrân, deci părinții săi erau și mai bătrâni, părinții tăi trag să moară în cetate. Mergi, că nu îi vei mai vedea, și așa nu ai văzut că ai fost atâta timp în Sihăstrie, mergi și ia-ți rămas bun, vezi ce faci cu avuțiile, împarte-le la săraci, ca să-ți agonisești împărăția cerurilor, comoară în împărăția cerurilor, după aceea te întorci la nevoința ta. Și el zice, bun gând, și se ridică să plece. Și pe drum îi apare un înger al lui Dumnezeu și zice, bătrânule, te-a prostit diavolul, ce faci, unde pleci? Păi cum, mă, să reacționeze așa cu diavolul? Să intre în dialog cu diavolul, să vorbească cu diavolul, să-l blesteme pe diavolul, ei având patim. Asta nu face decât să îl faci pe diavol să se răspundă în diferite feluri. Ești ca un copil micuț care se ia de un om mare și zice, prostule, prostule, și începe să-l tragă de picior și să-l zgâlțe și să aibă pretenția că poate să se lupte cu el. Cam așa e învățat să fie, nu să învețe să postească pe oameni, să fie smeriți, să scoată pe diavol cu armele care nu poate să facă față. Nu i-a învățat așa, vedeți? El învăța cumva copilărește. Zice, să știi că diavolul te-a păcălit,
Bătrânule, întoarce-te înapoi, că altfel riscai, tu mai aveai puțin de trăit și riscai să mori, să mori afară de sihăstria ta, să mori în lume, nu ca un călugăr, ci împărțind avuții și trăind între mireni. Du-te că te-a păcălit diavolul să arate Dumnezeu, să te smerească Dumnezeu, să arate că n-ai smerenie și că n-ai înțelepciune. Și să știi că toată viața, deși n-ai văzut nicio minune în viața ta, faptul că tu ai reușit să trăiești până acum decât cu buruiană, aici, în această sihăstrie, atâția ani, asta e o minune de la Dumnezeu, singur n-ai fi reușit. Și a plecat, uimindu-se și gândindu-se în sine, de lucruri care i s-a întâmplat. Deci, vedeți, ce vreau să subliniez? Vreau să subliniez că și noi de multe ori înțelegem lupta cu diavolul ca acest om, într-un mod foarte simplist. Nu, dragii mei, diavolul se întâmplă să fie de multe ori prezent și când acasă, cu soții sau soțiile noastre, ne certăm. Și ne se pare că noi suntem justificați și că avem dreptate. Și atunci, diavolul este prezent. De ce? Ne certăm chiar cu cei pe care îi iubim. Este prezent și când ne certăm cu cei pe care nu iubim. Dar cu atât mai mult atunci. Diavolul este prezent atunci când noi nu ne așteptăm, sub diferite forme. Din acest motiv, noi trebuie să fim atenți tot timpul la sufletele noastre. Cum mă port acum? Ce e bine să fac acum? De multe ori acționăm și vorbim înainte de a gândi. Sau ne lăsăm duși de patimă și zicem, nu, eu am dreptate, nu-mi cer iertare. Că eu am dreptate, eu am zis bine, el să-și ceară iertare. Și uite așa se ceartă oameni care se iubesc, sau uite așa se ceartă oameni care până atunci trăiau în pace, doar pentru că le-e greu să zic că am greșit, iartă-mă. Nu? Nu e mare lucru. Nu e mare lucru. Dragii mei, din Evanghelia de astăzi aș vrea să rețineți că nu doar oamenii demonizați se luptă cu diavolul, ci toți oamenii. Fiecare dintre noi, eu, dumneavoastră, și acum la slujbă, mintea uneori tinde să ne fugă, trebuie să o aducem înapoi. Așa cum acestor oameni le-a fugit imediat mintea, deși erau față în față cu Hristos, unde le-a fugit mintea? La porci morți. La avuția pe care o pierduseră implicit, nu? Ei bine, așa cum lor le-a fugit mintea, așa ar fi trebuit ei să o aducă înapoi, așa trebuie să o aducem și noi înapoi. Unde suntem acum? În biserică, deci la slujbă. Dacă afară când conducem mașina sau facem alte treburi, nu putem, cum fac călugrii, să ne și rugăm în același timp, ora et labor, adică muncește și roagă-te, atunci măcar când suntem la biserică sau când suntem acasă, să ne ținem mintea la lucrurile pe care știm că trebuie să le facem, la lucrurile lui Dumnezeu. Și așa, încet, încet, ne se obișnuiește mintea ca și atunci când noi suntem pe drum, să rămână într-un făgaș străin de diavol. Să știți că lucrurile acestea sunt foarte subtile. Ele țin ani de zile. Ani de zile țin această luptă duhovnicească. Bine, dragii mei, dorința de a pune un capăt înțelept, de a pune un început înțelept în lupta noastră cu patimile și să ne vedem de liturghia noastră. Doamne ajută! Să zicem toți!